Salut, băieți și fete! Fenomen socan detectat. Gigantul descoperit în oceane se prăbușește fatal pentru întreaga lume. Oamenii de știință de la Universitatea New South Wales din Sydney, Australia, care au publicat un nou studiu în revista Nature Climate Change din 6 iunie 2022, au descoperit un fenomen dramatic ce se desfășoară în prezent. Experții au găsit că gigantul curent din Atlantic ar putea intra în colaps datorită consecințelor schimbărilor climatice, cu consecințe catastrofale pentru tot globul. Cercetătorii avertizează că prăbușirea acestui curent din Oceanul Atlantic ar schimba clima Pământului într-o măsură mai mare decât fenomenul La Nina, care definește valorile uchigase de căldură potrivit Science Alert. Acest fenomen ar însemna mai multe ploi inundabile în estul Australiei și sechete mai grave și sezoane de incendii de vegetație mai dezastruoase în sud-vestul Statelor Unite. Australienii de pe coasta de est au simțit pe pielea lor fenomenul La Nina, ca și cei din sud-vestul Europei. Schimbările climatice ne-au încărcat atmosfera cu aer mai umed, în timp ce de două veri fenomenul La Nina au încălzit oceanul din nordul Australiei. Ambele dezastre extreme au contribuit la unele dintre cele mai umede condiții experimentate vreodată, cu inundații record în Australia, în New South Wales și Queensland, cu Island, între timp, în sudul vestul Americii de Nord, o sechetă record și incendii grave de vegetație au pus o presiune urioasă asupra serviciilor de urgență și agriculturii. Doar incendiile au produs păguri de 70 de miliarde de dolari în Statele Unite. Circulația curentului din Atlantic cuprinde un flux gigantic de apă tropicală caldă către nord, care ajută la menținerea climei europene blânde, permițând în același timp șansa de a pierde căldura în exces. În ultimele decenii s-a constatat că acest curent din Atlantic a încetinit și poate intra în colaps. Iar acest lucru i-a îngrijorat pe oamenii de știință, de ce a încetinit. O consecință clară a încălzirii globale este topirea calotelor polare din Groenlanda și Antarctica. Rata de topire va crește în următoarele decenii, iar prăbușirea curentului din Atlanticul de Nord și Antarctica ar altera profund anatomia oceanelor lumii. Experții arată că acest fenomen aduce un exces de căldură tropicală în Atlantic, determinând aerul uscat să coboare în estul Pacificului, altfel Pacificul se va confrunta cu un proces asemănător cu La Nina de pe uscat, care produce valori uchiase de căldură. În niciun moment din istoria Pământului, nu cu excepția meteoriților și a supervulcanilor, sistemul nostru climatic nu a fost guduit de schimbări ale compoziției gazelor atmosferice, așa cum se întâmplă în prezent. La revedere, fete! Apropo, acest articol a fost postat pe marți, 14 iunie 2022. La revedere! I be riding solo dolo. Gucci on my chest and I came out from rockin' polo. Bitch, I'm iced out, I feel like a walking snow globe. Sensei of the hood, you can't pull up at my dojo. What's the move, where you wanna go?